Școala Generală Frăție și Unitate din Alibunar, cu limba de predare română și sârbă, este an la rând o școală cu nume și renume. Un proiect ambițios, monografia școlii, este în pregătire și urmează să fie realizat. Detalii despre acest proiect am aflat de la doamna Rodica Almășan, directorul acestei școli. Școala Generală Frăție și Unitate din Alibunar are o activitate destul de vastă. Încă din primii ani de când a fost înființată școala am avut diferite activități. Din păcate, până acum noi nu am avut nicio monografie a școlii și din cauza aceasta, în urmă cu 2 ani, am ajuns la o idee ca să se strângă toate materialele care au fost cu activitățile școlii și domnul Mircea Samuilă, care din păcate este reposat, el a scris această monografie. Eu de curând am contactat cu fiul lui, cu Irinel Samuilă și am primit materialul acesta, înseamnă este în manuscris. Monografia o să fie scrisă paralel în limba română și limba sârbă, cuprinde peste 200 de pagini, începe cu activitatea, înseamnă de la înființarea școlii din Alibunar și până în anul 2011. Cu poze, cu diferite tabele în care se vorbesc, înseamnă despre numărul elevilor, se vorbește despre cadrele didactice care au desfășurat activitatea în această școală. Nu este vorba, înseamnă, numai despre școala din Alibunar, ci este vorba și despre școala din Seleuș, pentru că școala din Seleuș, înseamnă, este legată de școala din Alibunar. Eu, până acum, am scris monografia învățământului românesc din Voivodina, unde am scos în evidență unele activități ale școlilor, printre care a fost și școala din Alibunar și din Seleuș, însă această monografie o să cuprindă totuși aparte toate activitățile elevilor și a cadrelor didactice din această școală.